Așa, mi-a schimbat pe sabie. Și ideea ar fi să mă ferez de el. Ok. Băcați-l pe picior. Vedeți locul ăla roșu. Ok, l-am lovit. Perfect. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Ne jucăm de data aceasta Shadow of the Colossus. Acesta este un joc cu o istorie destul de interesantă. A fost lansat prima dată în 2005 de Japan Studio în colaborare cu Bluepoint Games pentru consola PlayStation 2. În 2018 a fost făcut și pentru PlayStation 4 cu niște grafici mai frumoase. Atât de frumoase încât este considerat de majoritatea jucătorilor de PlayStation 4 unul dintre jocurile cu cele mai frumoase grafici făcute pentru PlayStation. Eu îl joc varianta de PlayStation 4, după cum puteți vedea, și am mai jucat-o înainte, dar nu l-am terminat. Ideea e că lansez jocul și vom vedea un cutscene puțin care o să ne dea o idee despre poveste. După imagine, cred că v-ați prins deja de ideea jocului, care este să învingi mai mulți monștri pe rând și are legătură cu povestea, lucru care va fi clarificat mai încolo. Cum am zis, Sony Interactive Entertainment, asta e de la consolă, cu Japan Studio și cu Bluepoint Games. Exact ce am zis. Bun. În ambele cazuri a avut foarte mult succes, deci și în 2005 și în 2018 când a fost lansat. Nu există, nu știu de ce, o versiune pentru PlayStation 3. Poate există și nu știu eu. Bun. Vedem un vultur care plonjează. O să tac pe timpul cutscene-ului ca să vă puteți... Numai dacă mai am de făcut ceva comentariu. Putem deja să vedem graficile uimitoare ale jocului. Săritura frumoasă. Haide, capul meu. Dacă ați observat că duci o persoană, aia e iubita sau soția lui care a murit sau s-a îmbolnăvit. Oricum, ideea e că a murit. Și el acum încearcă să meargă la un templu să o aducă la viață. Dacă... Acum vedeți graficile. Ai de capul meu. Nebunie. Bun, am ajuns în meniu și o să îmi creez o salvare nouă.
Nu cred că va fi o problemă. Unde sunt? Ok, acum începe partea interesantă, care clarifică mai mult din poveste. Was Yuhik Aurel Yekvorol Ikudyuibikuka Yulbzolu Ionudu Yulilo Kok I Yuzi Yulakol Doloya Aulik Olazulam Kos Ilzozeriku Atzoko Amnos Cluedo, Laomism Wop, was Uediulas also view of this Israel. Ikolal Kizado Ulola, Islis Posayuk, Aumizquikil, Uala Laquika. Vai de mine! Ce se întâmplă?
Dormi, ifo. Alu yula. Oshite hailo wa uki uaiku wa. Ujizu hiyazu wa tsudoko. Washu norude kyo uti yula. I will enku. Alu yuli. Uaizu. Dormi. Kyutu. Izu kyumku. It is all of you equal. It's not all amusable. A little click if the least to is. What's the most? It's you. Vorbește un fel de japoneză. Oiu. Au pet? Alos. Gyukikor. No sozun kiz. No kodo. Onzos. Elamus. I worry. Kutsudu. You do. You bet, Zanada. Uko, I won't do. Was no source. Oh, you know, you and me, clan of Sam. Was you and me, Oricum, Zula, Mukira Jura. No source. You are your lands, Kandu no Kodu. Oram. You are the was no swindle, the blue yellow. Why you are our skin? Ola, you do new. No Kodu. Bun. Acum că ați înțeles și voi un pic mai bine. Acum că ați înțeles și voi un pic mai bine povestea jocului, vreau să vă prezint un pic ce poate face personajul meu. Am o sabie. Așa. Am și un arc cu care pot să trag. Va fi foarte util. Și după cum ne-a zis acolo, dacă mi-au sabia și o ridic la lumină, o să-mi arate unde e următorul meu inamic. Și raza aia de lumină, practic, merge în direcția în care e
Pentru că dacă merg așa oriunde, o să-mi dea mai multe raze de lumină. Dacă mă îndrept către el, se strâng. Și se duc către... Așa. Mă gândesc că mă duc... Aici, în jos. Ai! Am căzut. Ok. Îl chem pe Cal, îl cheamă... Îl cheamă un pic în astăzi. Agro... Căluțu. Hello? Așa. Și acum îi dau drumul să meargă. Îmi scot și sabia ca să văd în ce direcție să merg. Deci... Încolo ar trebui să mergem. Către deschizătura aia de acolo. O să merg. Pe care o putem vedea. Așa. Ai, am sărit de pe cal din greșeală. Că m-am dezobișnuit de butoane și... Da. Continuând în continuare, la galop către locul respectiv. Am și hartă. Ca mi-a și zis. Și acum mă îndrept către locul pe care mi-l arată sabia. Acolo, unde se strânge lumina. Ideea e că eu trebuie să ajung acolo, numai că trebuie să trec de chestia aia, deci nu-i drum direct. Nu mă pot opri din savurat graficile. Sunt super tare. Și aici face... Bun. Ok. La primul colos mergem. Ok, deci aici trebuie să ne cățărăm pe astea, dacă nu, dacă îmi amintesc eu cum trebuie. Așa. Perfect. Calul trebuie din păcate lăsat în urmă. Trebuie să-mi ajustez camera. Ok. Continuăm urcarea. Așa, bun, am sărit aici. Mă cațăr. Așa. Perfect, continuăm drumul. Și pot să mă... Așa. O să fac abilitatea asta interesantă. Așa. Continuăm pe drum. Și acum, cred că trebuie să... Da. Aventura! Așa. Haide. Da. Un colos. Primul. Primul colos. Uite-l. Trebuie să-mi schimb arma în sabie ca să... Ok. Sper numai să nu mă vadă. Pentru că dacă mă vede, nu sunt chiar așa de... Nu mai sunt viu. Ok, continuăm. Trebuie să încerc să-l înving. Ideea e că are anumite locuri unde dacă introduc sabia, pot să-l... Unde dacă îi introduc sabia, pot să-l omor. Nu m-a văzut. Fugiți. Cum nu schimb sabia? Hello? Așa, mi-a schimbat pe sabie. Și ideea ar fi să mă feresc de el.
de capul meu. Ok, băcață-l pe picior. Vedeți locul ăla roșu. Ok, l-am lovit. Perfect. Aici, așa, era să mă arunce. Hai de capul meu. Mă, te... Ai! N-apuc! Trebuie să mă... stau să-mi odihnesc personajul. Aaa, mă arunc... aproape mă aruncă! Ai, dacă nu s-ar scutura atâta... Așa, l-am lovit. Ok, l-am mai lovit un pic. Ok, loviți cât încă... Ok, l-am lovit. I-am scăzut acolo, bara aia de sus, e viața. Hai, 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 mă calcă, mă calcă, fug. Trebuie să fug, trebuie să fug neapărat. N-am acum destulă viață. Trebuie să mă regenerez. Ideea ar fi să mă cațăr pe capul lui și să găsesc alt loc din ăla. Schimbă pe arc, încercăm de la distanță. Sabie. Și du-te. Ok. Încearcă să se întoarcă, încearcă să se întoarcă spre mine. Ai, se întoarce către mine. O, nu. Trebuie neapărat să ajung în spatele lui. Nu, dai cu băta. Nu acum, cel puțin. Că mă urc pe tine. Ok, acum, după ce mă scutură, l-am înjunghiat! Încarc energia. Ok, acum, repede! Hai! N-am unde să... Dacă stau cățărat... Hai! Cred că trebuie să mă dau jos. Mai trebuie lovit odată aici. Așa, l-am doborât, cât să mi se încarce un pic viața. Măi, așa. Am mâncat pe... Așa, m-a dat jos, dar mi se încarcă viața. Nu mă mai vede, așa că merge liniștit. E greu jocul. Unul dintre cele mai grele pe care le-am jucat. Acum încearcă să se scuture, dar dacă ajung pe capul lui, nu o să mai aibă ce să facă. Are iarbă pe corp. Iu. Ce scumos. Ține-te, ține-te. Așa, se scutură. Dar îi ajung la cap, ceea ce este perfect. Ok, scutură-te, că după aia trebuie să mă dau jos ca să-mi încarc energia.
Așa. Și acum încerc să ajung la capul lui. Ai! Nu, 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 nu mă dă jos, nu acum. L-am lovit în cap. Încă o dată. Hai, încă una, că putem. Au, 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 au. Mori. Așa, i-am scăzut viața aproape de tot. Trebuie numai să văd un pic să-mi încarc energia. Hai că nu-i ușor, dar putem. Și învingem primul. L-am omorât! Tot e foarte, foarte tare jocul ăsta. Să vedem acum ce se întâmplă. Mi-au transpirat mâinile. Și acum zboară chestiile alea din el. Oh, nu, mă lovesc pe mine. Dar... ce se întâmplă? L-am învins. Asta e foarte bine. Acum să vedem... ce? Ok, ceva? Ceva se întâmplă? Nu suntem morți. Ok. Ceva clar se întâmplă. Ne ducem la ea. Și... nu, nu-mi vine să cred. Am distrus primul colos și se distruge și statuia aia. Frumos! Foarte frumos! Numai că mai avem mulți. Să vedem ce are de zis Dormin despre asta. Ok, zice că într-o peșteră de lângă mare și să avem curajul să-l învingem. Ok, cred că asta este destul pentru un episod. Eu vă spun la revedere. Dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like și subscribe. Și dacă este apreciat, o să mai postez încă unul și facem serie. La revedere!